E că nu ne-am mai văzut. Ești domnul Florin. Eți cu iubitele stăteau la o... Deci din Brașov vor pleca la Timișoara. Ia să vedem. Ma zăpadă cade pe stradă și iaștene alb covor. Frate, nu-mi pinci sicii, mă zi. Bună dimineața, YouTube! Sunt Florin Fit, iar aceasta este a patra zi de Vlogmas. În fiecare zi câte un vlog. Este 3 decembrie. Aseară am zis, băi, poate azi ninge, poate nu știu ce, de unde, plouă afară, parcă suntem în, nu mai zic nimic, parcă e toamnă. Și de fapt e iarnă, a treia zi de iarnă, frate, nu știu ce, mă zic. Că anul trecut pe vremea asta, fix 3 decembrie, mă uitam azi dimineața pe Instagram, am pus eu un story cu zăpadă. Mamă, prima zăpadă cade pe stradă și ia șterne alb covor. Fix asta am pus, uitați-vă pe Instagram, pentru că azi îl redistribui. Mamă, dar azi am chef de ăla de vorbă, e nebunesc, nu e... Am avut dimineața la 8 niște treabă prin piatra, acum este 10.23. Mergem la sală, avem un singur client azi, sper să vină, nu ca cei de ieri. Și revenind din sală, poftă bună, Florine, hai să vă arăt ce o masă azi cu orez, morcov și tofu. Honolulu. Avem noi aici orez, baby morcov, tofu de la Inedit și un avocado. Poftă bună, Florine, uite-l. Asta ar trebui să fie a doua masă. Domnul Cristi, de când ne-am mai văzut? Domnul Cristi. Ne-am văzut de un an. Eu cred cu vlogul intru, nu ți-a apărut panța. Ce BMW avem noi aici. Mașină. Uai, BMW. Ce faci cu noi? Ți-ai reparat mașina? Lasă-mă asta, mă. Ce faci cum ești? Aude, sunt bine. Acum am terminat la sala, am avut un om. M-am apucat de vloguri în fiecare zi. Luna asta. Ai văzut? N-am, am văzut ceva, dar n-am avut timp să... Da, am apucat în fiecare zi, fac câte unul și mă culc noaptea târziu. Da, tu? Bine. Vezi că revin în Brașov. Bine, mă. Uite aici, în dreapta, în moto. Uite unde mașina asta roșie. Răgăcă, aici, aici, super. Am venit la moft cu domnul Cristian. Into the night, I raise my hand to the fire. Am venit cu domnul Cristi după ce am băut o cafea la moft sus la bisericar, pentru ăștia care sunteți din piatra știți, dar este o ceață infernală aici, nu se vede nimic. Voiam să vă arăt un peisaj frumos, uite ăștia au făcut aici un șanț ca să nu mai poată sta lumea aici seara. Veneau băieții cu iubitele, stăteau la o măslină. Hai să vă arăt priveliștea Piatra Neamțului. Belvedere de Piatra Neamț. Fiți atenți. Se aud doar niște tălănci în zare. Acolo în sus, în poieniță. Vine mașina la vale. Poate îl ia în ochi peniță. Da, măi, oameni buni. Ăsta este peisajul pe care am vrut să vi-l arăt, dar nu a reușit. O venit Cristi. O venit Cristi special de la Timișoara. Ca să mă vadă pe mine, măi, la piatră, vă dați seama ce... Nu? Da, am venit din Brașov, tocmai la Timișoara, ca după aia am venit în piatra. Deci din Brașov vă pleca la Timișoara și apoi o venit în piatra, doar să mă vadă pe mine, e o onoare. Nu sunt onorat. Eu nu o să fac la fel. Hai la... Ia, hai, închid Florina asta, că deja buibui, nu? Gata și întâlnirea cu domnul Cristi. Iar acum, dacă n-a repetat Cristi, cred că în cadrele astea de 1000 de ori, mai mi-a luat un Cola Zero. De fapt, l-am primit de la cineva, Cola Zero. După cum vedeți, beau cam mult Cola Zero, mult. O doză la două zile maxim, hai să zic. Asta nu-i mult. Și... chiar dacă este frig afară, Cola intră în primăvară, uite. Mamă, ce bună-i! Mi-am făcut într-un shaker niște aminoacizi luați de la un băiat de la sală, de la Tudor,
și i-am uitat acolo la moft, cred că văd oamenii acolo, apa aia roz, nu știu ce acolo, poate cred că e detergent. Nu mă mai duc să o iau, îl las acolo. Am mai uitat una dată la o pensiune undeva unde a fost să cânt. Ăsta e Florin, uite, aminoacize și proteinele peste tot. Poftă bună, Florin. Revenim, cred că, de la repetitii sau cu alte treburi mai interesante. Greazii, nu am avut activitate, nu știu ce să mai filmez. Dar vă arăt exact ce fac. Viză pentru Lulu. Unde Florin Tobi doare? L-am văzut înaintea ta, ce? A, uite Lulu. Păi, ești fenomen, adică n-am. Am încărcat material din mașină, capuri de urs tot. Bun, deci în seara asta avem repetiții cu tot ansamblu. Am ajuns aici, dau drumul la școală. Și sunt undeva la 30 de oameni. O să vedeți imediat. Ei acum descarcă materialele de mașini și eu am venit să dau drumul la ușă și la becuri înainte. Ia să vedem. Bam, ce școală! V-am mai arătat-o și în vlogul de ieri, dar v-am mai arătat odată și în vlogul de azi. Bun. Să vedeți ce plin o să fie camera asta în 2 secunde. Fiți atenți. Salut! Așa, aranjați-vă! Nu văd acum să fac impresie, nu că așa eram cârpit tot în casa mea. Sincerii nu mă cunoaște. Te-ai căciulat-o un pic lui Bogdan. Dar nu, cred că ți-ar sta bine. Da, dar nu-mi place. Ba da, un pic așa, numai așa, de impresie. Aaa, ia uite. Trebuie cap de urmă, mai trebuie. Nu, mai trebuie, e foarte bun așa. De când am adus în sat. De mic am fost învățat să dorm cu capul pe hat. Costel, când mergem la meci? Uite-mi e sabru de aici. Cornuri cum... Cu ce-s cornurile astea? Cu ce sunt plute astea? Cu tuneric. Gata și repetițiile pe această zi. Merg acasă, am dus din nou oamenii fiecare la casa lui. Sunt un pic răgușit, dar nu e o problemă. Repetițiile au ieșit țuț, voi este o vorbă. Mă simt puțin mai liniștit acum pentru vinerea viitoare când o să fie cântare. Atunci 100% o să iese nota 10. Dar uite, acum mă gândeam, cred că vlogul ăsta a ieșit tare scurt și nu știu ce subiecte am abordat. Văd ce iese la editat acum când ajung acasă. Trebuie să le editez. Cred că iese scurt tare, nu știu cât de minute o să fie, dar nu contează. Asta am făcut azi, asta am postat. Vă arăt zi cu zi ce am făcut eu în fiecare zi. Zi cu zi, în fiecare zi. Ne vedem din nou mâine cu a 5-a zi de vlog. Mâine, vă doresc o seară extraordinară. Poate ninge mâine, vedem. Parcă fulguiești un pic, dar nu cred că ninge nici mâine. Să aveți o seară extraordinară. Vă salută Florin Fit și până mâine, a treia oară până mâine, multă sănătate. Poftă bună, Florin.